Bună dimineața, bunii mei, și bine v-am regăsit la Vorbește Lumea. O zi perfectă începe întotdeauna cu un mic dejun bogat în fibre, vitamine, minerale, zinc, mai era ceva, da, dar da, da, nimic din ce ai enumerat acolo nu este la tine în farfurie. Cum are, adică? Doar calorii, Cove. Ce? Calorii, gluten, umplutură de zahăr, cu zi, ciocolată, nimic. Ciocolată, nu există ceva mai bun. Îți spun sincer, nu există ceva mai bun pe lumea asta. Dar acest corn este natural. Sincer, l-am făcut, chiar bio pot să zic, chiar bio. L-am făcut numai din ingrediente naturale. Am folosit făină de-asta integrală, cacao numai din ăsta, pudră. Mă rog, ce să zic? Nu, hai mă, Covilicu. Hai mă. Ce s-a întâmplat? Stai cu minte acolo. De ce? Lasă mânuța, pune-l înapoi pe farfurie. Asta? Pune pe farfurie croissant. Pune așa, mâna mai jos. Așa. Așa, mai jos mâna. Da. Stai cu minte acolo. Zâmbește frumos. Nu, gata. Știu unde vrei să bați. Să-l împărțim. Nu, degeaba încerci. Iartă-mă că spun, mașina, banii și mâncarea nu se împart cu nimeni, nici măcar cu nevasta. Înțelegi? Aia, fii atentă. Acum te rog frumos, lasă-mă să-mi hrănesc trupul acesta firav. Te rog, stop! Luptă cu ispita, Cove, sau nu răspund pentru faptele mele. Renunță. Fii copil ascultător, că dacă stai cu mințel și nu mănânci croasentelul, Tu crezi că eu o să-ți dau să... Bun, las. Mănânci? Las. Crezi că nu-mi dau seama ce vrei să faci? Ce vrei? Crezi că nu-mi dau seama unde vrei să ajungi? Unde? Vrei să mă ademenești? Vrei să mă păcălești? No puedo ser, cum ar zice neamțul. Nu-mi vizi mie gogoși tu, păi să nu, fie nu, clar. Nu-mi vizi tu mie gogoși. Le ce? Cumpăr de la Mădălina, care muncește de zor la ele. Era bună dimineața, Mădă, da. Bună! Bună dimineața, dragilor! Haideți la gogoși, cine mai dorește, cine mai poftește. Avem gogoși colorate și cu diverse arome, despre care o să ne povestească Puiu. Bună dimineața, Puiu! Bună dimineața, bine ați venit! Ce gogoși avem noi astăzi aici? Că sunt tare, tare frumoase și delicioase. Astăzi avem doar 16 sortimente din cele 17 pe care le producem în mod normal. Sortimente diferite, cu umpluri și glazuri diferite, astfel încât fiecare client să poată să-și aleagă orice aromă dorește sau îi place. Ce arome avem aici? Pentru că toate sunt colorate, superbe. Le-ai mâncat pe toate. Avem cu umplutură de căpșuni, avem cu vanilie, avem cu ciocolată, avem cu caramel, avem cu șampanie fără alcool, glazurate cu bombonele, cu fistic, cu alune. Practic încercăm să acoperim cât mai multe dorințe ale clienților noștri. Eu sunt tare curioasă dacă vrei să ne spui secretul acestor gogoși. Cum le faceți? Care este rețeta? Secretul nostru este că nu avem niciun secret. Le facem fiecare dimineață, folosim ingrediente de calitate, am încercat să îmbunătățim de fiecare dată rețeta. Făina este special pentru noi produsă, poate ăsta e singurul secret, dar cert e că noi le facem fiecare dimineață, undeva la ora 5 dimineața începem să le producem, la 9 începem să le distribuim către magazinele. Care este cel mai vândut sortiment? La momentul acesta este cel cu bombonele, Hello New York l-am numit noi, are o cremă de caramel în interior cu frișcă, glazură de ciocolată și bombonele colorate deasupra. Este un produs pe care l-am introdus acum 2 săptămâni și a ajuns în top 3 vânzări. Este și Ioana alături de noi, fiica dumneavoastră, pe care vreau să o întreb care este sortimentul tău preferat de gogoși. Strawberry Madness are umplutură de căpșuni și glazură tot de căpșuni și sprinkles și este preferatul copiilor și merge mână în mână cu o cafea foarte bună cu lapte. Așa, și... cu cafea, cum da. Fac americanii. Și aveți un mic dejun foarte bun. Delicios. Vreau să-mi spui, Puiu, dacă știi câte calorii are o gogoașă. Ne îngrășăm dacă mâncăm una?
Prefer să spun că după ce mâncați două gogoși și faceți o sesiune de shopping în mall-ul acesta, ați dat jos toate caloriile. Deci eu am aici 6 gogoși, dacă mănânc 3 dintre ele, am toate șansele să nu se pună nimic. Sunt și reduceri la magazine, deci puteți să mergeți liniștită. Ce bine! Dacă nu v-ați hotărât încă, dragilor, o să vă aduc câte una din fiecare sortiment ca să nu... Acum ne întoarcem la voi. Vă pup! Da, mulțumim! Da,